13 octombrie 1924, în ajunul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, cătunul Mărculești, comuna Bălănești, județul Buzău. S-a născut Stelian Manolache, care avea să devină mai târziu părintele Dometie Manolache, supranumit de Evlavia Populară Apostolul Moților. A făcut parte dintr-o familie numeroasă, o familie care a avut întotdeauna semnul acesta al crucii, al jertfei și al dăruirii față de aproapele. A avut și a primit o educație exemplară de la doi părinți deosebiți, oameni obișnuiți, agricultori. Fratele meu cel mare, Gheorghe, era cântăreț în localitatea noastră natală și ceilalți după aceea, sora noastră, Eugenia, care a mers la mănăstire fiind chemată de părinți Dometie și toți ceilalți frați ai noștri au urmat pe calea Sfintei Biserici și era o dragoste desăvârșită între noi, între frați. Când a murit tatăl meu, mama rămânind singură, părinții Dometie a luat-o la mănăstire la Râmeț și a făcut-o și pe ea călugăriță și i-a dat numele Filotimia. Pe dânsa o chema Filofteia, pe tatăl meu îl chema Ioan. Deci iată cum se adeveresc cuvintele părinții Dometie, eu și casa mea, toți vom sluji lui Dumnezeu. A plecat pe cărările acestea ale vieții, ajungând să termine seminarul teologic. Un copil plăpând de numai 28 de kilograme. Acolo, la seminar, ne-a învățat foarte bine. Era atât de mic încât trebuia să-și pună un picior sub celălalt ca să se înalțe, să vadă litere grecești, litere latinești și așa mai departe. A intrat la Facultatea de Teologie împreună cu cel care va deveni mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală. Și pe acest fond s-a dezvoltat o prietenie, învățau foarte bine. Era o dispută inclusiv asupra primului loc, dar erau vremuri tulburi. Leonida a plecat la Cluj și așa s-a reușit prin voia lui Dumnezeu ca cei doi să termine amândoi primul. Unul la București, părintele Dometie, și celălalt la Cluj. Brațe! Preasfințitul Antonie Plămădeală, pe atunci Leonida Plămădeală, în 49, când au terminat teologia, îi scrie o scrisoare: Măi Stelică, eu am plecat la prislop la părintele Arsenie. A doua zi, părintele și-a făcut bagajul și a plecat și dânsul. Și de ziua crucii, când era și hramul mănăstirii prislop, au fost călugăriți Antonie și părintele din Stelian, Dometie. Părintele Dometie a fost hirotonit într-un ierodiacon la 6 august 1949 la mănăstirea Hodoș-Bodrog din Episcopia Aradului și ieromonah pe seama mănăstirii Prislop la 7 august în același an în Catedrala Episcopală a Aradului de către episcopul Andrei Mageru. Dezvoltarea mănăstirii Prislop și rolul misionar pe care și-l asumaseră părinții de acolo a făcut ca în scurt timp securitatea să intervină, risipind obștea din vechea ctitorie a Sfântului Nicodim. Părintele Arsenie Buca l-a arestat. Eu am fost cercetat și urmărit și în Alta Antonie. A plecat de acolo în Moldova și a rămas mai părintele Dometie la mănăstirea Prislop. Eu săracul își făcea datoria lui acolo de preot și era asaltat de lume, fiindcă avea o voce foarte frumoasă. Cânta frumos, cânta părintele Dometie, te simțeai că ești în rai. Așa de frumos cânta. Părintele Dometie rămâne ca stareț, dar și dânsul trebuie să plece din mănăstirea Prislop. Și părintele Dometie, când a plecat din Prislop, a ajuns la mănăstirea Afteia. Mănăstirea Cioara, în ziua de astăzi, se numește localitatea Săliște. O mănăstire care a fost făcută de Sfântul Sofronie de la Cioara. În timpul ăla s-au ales cele pe Valea Sebeșului 20 de fete
care vreau să vii și pe ele să le închinovieze aici la mănăstirea Prizlop. Dar Părintele Domnetei ne-a spus, măi, eu nu pot să vă primesc, dar fiind liniștite că eu vreau să fac o mănăstire de maici în Transilvania. Și, într-adevăr, după mult timp, așa, pe un an, pe ce mă, preasfințitul Andrei Mageru, i-a dat voie lui Părintele Domnetei să meargă la Cioara. 17 mai, Părintele fost la Aptea. O vin pe la noi pe acasă și o duc la Aptea și de 1 iunie, tot în 52, m-am dus la Aptea, dar eu m-am dus cu gândul de să rămâi, dar la părintele am spus, părinții nu știu. La 20 iulie o venit Maica Ierusalima și am stat până la Sfânta Marie. A început lumea să vină mult de tot. De Sfânta Marie, când a venit, cineva, un făcător de bine, i-a șoptit la Părintele Domnetei, zice, când eram Sfântul Altar, slujea Sfânta Liturghie, fii atent, Părinte, că după slujbă te ridică. Aflându-ne în anii 50, când au început arestările în rândul clerului, și în 15 august 1952, pușcările erau deja pline cu deținuți politici și mulți preoți au fost arestați înainte de această dată. Dar 15 august 52, la un semn, au fost arestați încă, eu cred că nu exagerez dacă spun, sute de preoți. Între aceștia urma să fie arestat și Părintele Domnetie, dar cineva din securitate care îl prețuia l-a avertizat că o să fie arestat. Atunci, fiind mare sărbătoare, a început Sfânta Liturghie mult mai repede decât de obicei și a terminat-o ca să poată pleca, să se ascundă. Când au venit aceia cu câini, fioros, să-l aresteze și tot, părintele era deja plecat, a reușit să scape. Sigur că după aceea l-au căutat tot timpul. După ce a terminat slujba, noi numai nu l-am văzut pe părintele până seara. Ne-am pus întrebarea unde și cineva ne-a șoptit, uite care a fost situația și a plecat. N-a venit 3 zile. După 3 zile, când a venit, zice, eu aici nu mai pot să stau, dacă vreți să veniți cu mine, bine, zice, te-am găsit 2 mănăstiri la care vreți să mergeți. Una e mai aproape de, eu mă duc la Ciolanu și zice, la Rătești. Nu, gata, merg la Rătești. În această perioadă de prigoană și incertitudine, Părintele Domnetie a căutat soluții pentru ucenițele dânsului, care voiau să intre în viața monahală sub povățuirea și îndrumarea sa duhovnicească. S-au gândit la un moment dat să facă o mănăstire la Strungar. Un frate Ion cu soția care nu aveau copii au donat un teren. Consiliul Popular al satului, a comunei Pian, mă gândesc, au hotărât, au sfințit o cruce de lemn și au pus temelie de mănăstire. Părintele Domnetie le-a zis, s-au strâns la un moment dat la 20 de surori care își exprimau dorința de a fi călugărițe. Ce măi surorilor, eu v-aș învăța pe voi viața monahală, că am făcut ucenicie. Dar ucenicia nu se învață din cărți, ci trebuie să vă duceți să faceți ucenicie la o mănăstire cu tradiție la Buzău, unde știm că a fost și Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, unde a pus o rânduială atonită, să faceți acolo ascultare 3 ani de zile. Și atunci am vorbit cu părinții fetelor și am zis să le lasă să meargă la mănăstire Rătești și Barbă, din județul Buzău. Și acolo se învețe tradiția monahală și după aceea să revină aici în Ardea, până ce au fost de acolo. Și Sfântul Antimangelescu le-a închinoviat 10 la Rătești, 10 la Barbă. La Rătești erau vreo 350 de maici atunci, surori. O mănăstire foarte bine organizată, tradiție veche, cu aia am rămas acolo, am pus temelia la rânduiala călugărească tradițională. Acolo am învățat întările, rânduiala la biserică, am învățat să lucrăm la covoare, am învățat călugăria bătrânilor.
anul 1952, părintele Dometi a fost transferat la mănăstirea Ciolanu din Episcopia Buzăului, fiind numit director și profesor la școlile monahale ale mănăstirilor Ciolanu, Rătești și Barbu. În această calitate a activat până în anul 1957, când a fost transferat la Episcopia Buzăului ca slujitor la Catedrala Episcopală. După ce au trecut 4 ani de zile, dânsii au vrut să se reîntoarcă înapoi. Sigur că măicuțele de acolo, obișnuindu-se cu aceste fete harnice, curate, la suflet, greu s-au despărțit de ele. Părintele Dometi s-a dus la mitropolitul Sibiului, Nicolae Bălan, și a spus toată situația. Și mitropolitul Nicolae Bălan i-a zis așa: părinte Dometi, noi avem ziduri destule, dar n-au suflete să le încălzească. Și părintele Dometi a înțeles. S-a început să peregrinezi pe aici până la deal, la toate mănăstirile, și nu i-a plăcut niciunde. Numai când au auzit mănăstirea Armeț, a venit aici. Și aici i-a plăcut locul ăsta foarte mult. A cerut aprobarea ca să veni la mănăstirea Rămes din Ardealu, care ținea de Cluj. Era episcopul Teofil Hirineanu. Și pe părintele Dometie, că a vrut să vină cu noi, că de fapt eram toate ucenicile dânsului și dânsul ne-a dus acolo. Și tot așa fără îndoială ca dânsul că vine ca să fie preot duhovnic. Pierica mare a fost așa ca acolo la Episcopia Buzăului. Preasfințul Antimangerescu nu vrea să mai ne dea voie din nou să mai venim în Ardeal. Dar părintele Dometi a promis la părinți așa și a zis că el nu poate să calce cuvântul. Și am plecat și noi de acolo numai cu un bilet de voie de la Maica Stareță. Nu de la preasfințitul. Și am venit aici în Ardeal. În orice caz a fost impresionant drumul nostru care l-am avut de la Teiuș până aici. Am venit cu un camion. Noi sus la camion și părintele Dometi la cabină. Mănăstirea Rămeț pe atunci era o maică stareță pe la Iaprică venită la Sărăcinești din Vâlcea și a adunat în jurul dânse vreo 5-6 ucenice din munte și din satele care sunt aici împrejur. Era mănăstire săracă, era... Să noi când am venit entuziasmate așa și cu duhul lui părintele Arsenie și al lui părintele Domete, eram așa, cum să vă spun, foarte pietroasă, neînfricate, nu ne era frică de greu. N-aveam nimic. Atunci o prin părinții și ne-au adus alimente și încet, încet a venit lume și nu mă vedeam pe nimeni atunci, numai un singur om, la o dată pe săptămână. Mergea la tir la Teiuș și miercurea se întorcea. Atâta vedeam oameni, mai mult nici om nu vedeam. Vreo 2 ani, cred că a fost. Nu era nimic. Pustiu, biserica veche era pluștită așa în jos, muzeul nu era ridicat de el, încolo nimic nu era. Patriarhul Justinian a fost un om pital lui Dumnezeu. El foarte mult ne-a încurajat, că aici am avut necazuri mari după ce am venit, cu stiliștii, cu... Părintele, la părintele Dometi, lui a aprobat să vină cu lui. Mai târziu a venit, se comunicam tot timpul, venea așa pe furiș. Prea fericit, i-o da binecuvântarea când poate ca să vină. Cel de la Buzău îl înțelegea și venea numai noaptea. Ne încuraja pe noi, părintele. Bă, să nu vă fie teamă, mă, că acolo, că zicea, acolo să dată Dumnezeu puterea. Unde nu e nimic. Adevărată viață călugărească și puznicească am dus la Rămes când am venit. Făceam noaptea privegheri, făceam slujbele de noapte, exact cum se făcea la Rătești. Cum am învățat noi la maicele bătrâne, așa am procedat și aici. Mai târziu, părintele o reușit, i-o da voie preasfințitul Antim și patriarhul o ajuta și o venit. Aici era Ardeal, dar o venit la Rămes. La Rămes o venit mai târziu, i-o aprobat mai târziu. Securitatea era care noi aproba. Însă părintul a fost cel care ne-a condus, care ne-a ajutat, ne-a îmbărbătat. În prima fază, i s-a îngăduit să vină din Buzău, să vină în Ardeal, dar
la Piatra Fântânele, la limita cu Moldova. De acolo le scria maicilor, le încuraja, de acolo le scria și și părinților mei. Am păstrat o serie de scrisori, corespondența dânsului, unde sunt adevărate îndemnuri de pateric. Abia în anul 1959, părintelui Dometie i s-a dat voie să vină la mănăstirea Râmeț, fiind transferat ca preot duhovnic al obștii monahale și preot paroh al parohiei Râmeț. După ce vine și tânsul aici ca preot duhovnic, ținea foarte mult să fim prezente la masă și prezente la biserică. Și întotdeauna sala la masă, unde e cancelarea acum, acolo era sala de mese. Cântam toate, de la oastea Domnului, care le cânteau. Mai vă spui, atât era de frumos și atât eram de încântate și așa de bine ne simțeam. La 28 octombrie 1959, Marea Adunare Națională adoptă decretul 410, care completa decretul 177 din 1948 privind organizarea cultelor religioase. Decretul avea să lovească brutal viața monahală din România, întrucât prevedea la articolul 7 că pot fi admise în monahism persoanele care au împlinit vârsta de 55 de ani bărbații și 50 de ani femeile, dacă renunță la salariu sau la pensie de la stat, dacă nu sunt căsătorite și dacă nu au obligații deja stabilite pe baza codului familiei. În 60 au fost chemați părintele cu maica stareță, la Vrința era, și le-a spus să trimită fetele acasă. A fost foarte mare jale. Maici bătrâne nu aveam decât una. Și noi toate eram tinere, 20 de mai. Părintele a fost chemat la episcopie la Cluj cu maica stareță la Vrentia și când au revenit, noi toate eram în biserică, în paracris probabil, și așteptam să vadă că auzisem ceva, așteptam să văd cu ce vești vine de la episcopie. Și când o vineau plângând amândoi, cu maica la Vrentia și cu părintele duhovnic. Și atunci părintele, ca să le întărească, și atunci le-o spovedit pe toate, le-o împărtășit, le-o ținut cuvânt, mă, maicilor, fiți pe calea lui Dumnezeu, păstrați-vă curate pentru Hristos. Ne-a încurajat, a ținut predici, peste predici, a zis așa, să vă duceți să lucrați unde e lume mai multă, să nu umblați de câte una singură. Oricât am fi, oriunde am fi, oricum am fi, să lucrăm unde e multă lume, mai mult, că nu pică. Să vă țineți toate așa, țineam și bomboane în mână, să lipea așa, că așa să ne țină. Strânse una de alta, că nu cădem. O să fie rău de voi, că sunteți tinere. Și lumea o să vă tragă să vă căsătoriți, dar nu. Să nu vă căsătoriți, că e păcat. Plângea părintele când ne-am despărțit, a rămas, a zis că se roagă. Pentru noi, noi, pe unde eram, ne mai rugam și noi. A fost greu. Foarte greu. Nici nu pot să descriu cum a fost. Noi n-am plâns de mama, de tata, de prascu, m-am plâns de mănăstire. De despărțirea noastră. Și atunci ne-am dezbrăcat de haina călugărească, ca și părintele Dometie, ce-a făcut? Foarte înțelept. Mă, nu vă uitați la haină. În suflet să aveți pe Dumnezeu și viața voastră care v-ați ales-o pentru Hristos. Și părintele atunci o cumpăra la toate câte au fost roșie, verde. Eu convins pe toate să umplăm și cu destea roșii în cap și cu toate, că poate ne lasă aici în continuare. Da, de unde? Au fost obligate maicile într-un timp foarte scurt să se mute la Teiuș, vis-a-vis de fosta miliție. Era grajdului domnul Ursu. Omul acela a avut milă de maici să stea într-un grajd. Maicele nu s-au lăsat, erau bune specialiste. Au fost angajate la cooperativa Record și au înființat două secții. O secție de covoare persane și la început covoare din acestea oltenești. Și au lucrat. Au zis, sunt încercări,
vom trece. În Aiud, când ne-am dus, stăteam cu chiria pe unde puteam și lucram acolo la atelier. Și apoi, până la urmă, părinte, o cumpăra pe Crișan o casă și după aia o cumpăra și pe Ștefan cel Mare. Și așa, în două locuri, ne-am mai strâns noi ca să fim împreună. No, și părintele venea săracul de el, duminică seara, când venea, și ne mai întărea sufletește. Și avea mare bucurie, dar vă spun, eram foarte unite. Și o dragoste cu nu se poate între noi. Mergea noaptea la Tăiuș, la Iud, în locuința maicilor, făceau Sfânta Liturghie noaptea, se împărtășeau. Era o viață de prigoană, efectiv. Dar maicile spuneau că erau atunci foarte fericite. Mai veneam la biserica parohială, nu aici, că aici s-a făcut cabană turistică. Și florile și aleile noastre care le lăsasem erau mocelite de porci, avea gospodărie. Și veneam acolo la parohie. Ne adunam acolo de la Iud și ne duceam noaptea. La 12 eram la Râmeț, ne spovedeam, ne împărtășeam. La ziua eram la Iud. Când ne duceam la Râmeț, ne ascundeam pe unde puteam. Asta ne duceam ziua, dar și noaptea ne urmărea poliția. Au fost momente grele. Asta e mai mult ascunse, fugite prin pod, prin fân. Și în cotețul porcilor ne-am băgat odată când au venit. Destul de greu ne-a fost. Urât să purta, că ne prigonea, ne era frică că ne omoară. Am stat pitită și sus pânta masă la tar. Odată eram vreo 4-5, deci tot acolo la parohie, sosite așa una dintr-o parte, una și ne-am întâlnit aici. Și eram în camera mare, ziceam noi. Și părintele a ieșit afară, că a văzut că a venit un polițai. Și l-a luat frumos, l-a dus într-o cameră acolo alături și i-a făcut niște ouă prăjite, i-a dat niște pahar de vin și s-a dus până la urmă. Și nu mai vin astea pe aici, nu? Nu mai vin. După multe eforturi, părintele Dometie Manolache împreună cu maica Ierusalima Ghibu reușesc să mute atelierul de covoare la Mănăstirea Râmeț. În acest fel, în 1969, neoficial, mănăstirea este reactivată. Maica stareță a fost trimisă de părintele să meargă la București și să ajungă în clădirile acolo unde era Comitetul Central. Desigur, avea ceva cunoștință și s-a spus că la nivelul 2 te urci. Și-a scris acolo memoriu, dar alătura și memoriul care l-a făcut strămoșii noștri din Râmeț către Maria Teresa la curtea din Vena ca să li se dea libertate de credință și școală pentru copii. Cu aceste două memorii, sub binecuvântarea și rugăciunile părintelui Domete, maica 3 zile n-a mâncat nimic. Nu m-a postit și s-a rugat, desigur, și părintele și maicile ajuta de acolo. Și după 3 zile s-a îmbrăcat în niște haine așa de tânără mireancă și îndrumată fiind și de alții, când urca cei care lucra la Comitetul Central, când era așa grămadă mai mare, s-o băga printre ei. S-o strecurat și portarul a văzut-o că stai, că mata nu trebuie să mergi. Nu, am aprobare. Și urca maica câte 3 trepte. Și când a văzut așa că eu doi aici lucrez, a spus o minciună. Și așa că a crezut-o. A ajuns la nivelul 2. Nu știa la care poartă ușa să bată, să intre. Și iasă cineva de acolo. Zice, cine are audiență? Eu. Și spune, am dorit să viu aici și acest memoriu doresc să ajungă în mâna domnului Ceaușescu. Greu, greu să ajungi aici la dumneavoastră, dar cu ajutorul Dumnezeu și a Maicii Domnului am ajuns. Ăla așa mirat, zice, dar aici nimeni nu vorbi de Dumnezeu. Și când a văzut cuvintele ei și au auzit așa, au citit
și s-a dus. Ce stai aici? S-a dus, i-au ieșit pe coridor să vadă cine e, că nu știa cine e. Paul Mizil era. Și a venit după câteva timp și a spus să știți că memorul vi se aprobă, e aprobat și o să merg la Comitetul Județean din Alba Iulia ca să primiți de acolo informațiile care trebuie. Și uite așa, prin îndrăzneala care a avut-o părintele Domete și credința lui și a maicelor, s-a deschis mănăstirea. Noi am luat moațele astea, tot tineretul de aici, din împrejurimi, nu numai aici cei rămesc aici, spădealuri, dar tot ce ținea pusenii. Și le-am învățat la covoare, lucram pentru 21 de țări export, le-am învățat, le-am angajat, deci am adus o contribuție socială pentru moții de aici. În această perioadă, părintele Dometie împreună cu maicile au ridicat din temelie două corpuri de chilii, atelierul pentru secția de covoare, o trapeză cu bucătărie, un arhondaric, au introdus lumina electrică și apa potabilă în încăperile mănăstirii, au înființat muzeul, au construit din temelie lângă mănăstire o școală pentru copiii satului, iar mai apoi au construit o cabană turistică la 1,5 km de așezământul monahal pentru a scoate din incinta mănăstirii oaspeții impuși de regimul comunist care tulburau liniștea vieții monahale. Atâta dragoste împrăștea părintele în jurul nostru, cred că atâta rugăciune, încât orice piatră mare, eu când mă uit acum la o piatră, zic, Doamne, oare asta noi am ridicat-o? Se lucra la drum, mergea părintele și vorbea cu șeful și zicea, vă rog, dați-mi un tractor și cu o remorcă. Nu erau rabatabile niciunele. Și mergeam pe pârâul din dreapta noastră, care este cea între stânci, și încercam să scoatem pietrele ca să putem să construim atelierul, să construim școală, să construim clădirile de la poartă. Într-adevăr împletea munca cu rugăciunea, să scula săracul, Doamne, odihnește-l și primește-i noaptea, în zori, în zilei de noapte tare și făcea sfânta liturghie să nu o lase nefăcută, făcea slujba și pleca ba după piatră, ba după lemn, ba descărca cărămidă cu noi, chiar avem și poze cu dânsul, cum descărcam la cărămidă, cum umblam pe vale după pietre. Și când ne vedea că luam un lemn mai mare sau un bolovan, păpate, ar popa, nu-i de tine ăsta, lasă-l că-l iau eu. Deci să jerfea așa, intra, făceai cu atâta drag că nu simțeai oboseala, deși erai copilaș. Era primul. Hai, maicelor, punea mâna și părintele, punea mâna la toate, le îmbina minunat pe toate, era un exemplu, că puterea exemplului, asta face mult, nu vorba. Vorba sună, fapta tună. A îmbinat vorba cu fapta. Părințele Domitie, săracul, deși era mai greu pe așa dânsul. Și când a făcut cabana aia, săracul descărca acolo la cărămii de bolțari, i-a ieșit sânge din mână. O scos ciorapii din picioare și i-a tras un mână în loc de mănușă. Cărămida o dădeam din drum, aruncată pe două rânduri. Și arunca de ala și dacă schica pe picior, apa avea niște dureri și părintele, ieși de rând, strigi rândul, te la o soțără, hai înapoi! Și așa am muncit fraților, și cu grebla, și cu roaba, și cu săchile, și cu de toate, și cu chetri, și cu de toate. Toate am muncit de văzut, pe atâta dragoste era. Atât eram de unite, că părintele întotdeauna ne spunea câte un cuvânt bun. Și spunea, mă, eu zic la Maica Ierusalima, du-te și adu o mătură aici. Și dacă a adus o mătură din alea de nuiele, cum îi zicem noi, uite-te cât e de strânsă asta, îs unite. Vedeți? Așa trebuie să fie simțile voastre, unite unele cu altele, în dragoste. Spui, așa munceam și nu aveam ce mânca, să știți, nici linguri, nici
eu fost greu, dar nu sunt țamă. Că părintele întotdeauna ne întărea sufletește și dânsul își punea tot sufletul pentru obște. Așa era dânsul. Arhimandritul Domitie Manolache a fost un monah neobosit, un duhovnic iscusit și un preot râvnitor al Bisericii lui Hristos. A trăit o viață duhovnicească profundă, a vestit Evanghelia credincioșilor din munții Apuseni și s-a jertfit cu trup și suflet pentru mântuirea turmei încredințate lui. Pe părintele Domitie l-am apreciat ca pe unul dintre cei mai mari duhovnici ai noștri, în sensul că era un om foarte atașat de credincioși, de oameni, un om jertfitor, un om smerit, un om natural, un om care n-a ținut deloc la el însuși, ci și-a dat viața pentru ceilalți. Așa încât m-a impresionat foarte mult chipul lui, un chip smerit, care vorbea de o lumină a lui lăuntrică pe care o purta în sufletul său. Predica atâta de pe înțeles să înțeleagă oamenii. Cine nu înțelegea de la părințele Domitie, nu mai înțelegea de la nimeni. Deja părințele Domitie, dacă ți-ai șertat, să n-apuie soarele mânia voastră. Și la toți le spunea vorbe frumoase, le da învățături. O dus aici părințele, viață grea, 16 ani, pe meleagurile astea de munce și iarna, merea pe zapadă, besericile nu era încălzite ca acum, besericile reși. Și apă transpira săracul și da jos cameașa și să sta în dulamă. A fost un om foarte șefelnic pe toate direcțiile și cu aprobă de cuvântul Dumnezeu și alergând prin toate satele alea, pentru că cu mâna Rămeț, spunea primarul de la Rămeț, care o suprafață ca Bucureștiul și are vreo 7 biserici și o mănăstire, unicat în România. O comună să aibă atâtea biserici, când fiecare cătun era biserică. Și bietul părintele mergea la bisericile acestea. Când slujea Sfânta Liturghie și mai ales la acțiunul Maicii Domnului, atâta evlavie avea la Maica Domnului. Lăcrăma plângea și cânta acțiunul Maicii Domnului cu lacrimi. Lacrimi, dar foarte multă evlavie avea la Maica Domnului. Ceea ce m-a interesat pe mine, care eram profesor de liturgică și pastorală, a fost tocmai modelul acesta de dăruire totală unei cauze înalte, unei slujiri extraordinare, adică să ajungi tu să fii păstor pentru niște credincioși pe un teritoriu foarte mare și să mergi ore în șir până să ajungi să faci o liturghie într-un loc pentru ca oamenii să aibă și ei bucuria aceasta unirii cu Hristos și apoi să ai și grijă de ucenicii tăi. Deci, din punct de vedere pastoral, părintele Domitie a fost un model. A văzut că în timpul Sfintei Liturghii am ridicat Domnul și am zis: Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. E să știți, fraților, că a fi bine credincios, a fi drept credincios, înseamnă să crezi cum a învățat Domnul Hristos și cum a învățat Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți și cum am păstrat și am moștenit acest tezaur scump care este învățătura Bisericii Ortodoxe. De aceea, să ne feriți de adunările sectarilor. Noi trebuie să rămânem ortodoxi, să rămânem cu Sfintele icoane în casele noastre, să rămânem cu Sfânta Cruce, să rămânem cu Sfintele Taine, cu cinstea Maicii Preacurate, cu cinstea Sfinților Dumnezeu, cu păstrarea Sfinților Postului și cu ce este mai scump, cu tradiția aceasta a slujbelor noastre dumnezeiești, Sfânta Liturghie, cu preot. Fraților, Sfânta Carte ne spune clar: nu voi da vouă preot cu păcatele voastre. Preoții sunt ridicați din popor, preoții sunt născuți
Așa cum știm că ne naștem cu toții, în păcate, cum zice și prorocul David, că în păcate și în fără de legi m-a dumnezit din pântice Maicii mele. Și atunci să nu cereți dumneavoastră mai mult de la preotul dumneavoastră decât dumneavoastră sunteți. Și să fiți îngăduitori și înțelegători cu ei și nu o să-i judecați, mai bine să vă rugați pentru ei. Așa de poruncă Sfânta Carte, ne rugăm unii pe alții, nu judecăm pe nimeni, că nu fim bun judecătorii Dumnezeu. Era un mult slujitor, reunitor al slujbă, cu multă evlavie. Se purta simplu. Alerga la toată pisteia, alerga să le slujea. Predica frumos, cu râmnă. Era îngăduitor, un exemplu de slujitor și de rugător la Dumnezeu. Pentru cei din jur. Părintele era învăluit de o putere harică și atunci când era înconjurat de oameni, cei din jur, din preajma dânsului, simțeau această putere. Fie că veneau pentru împovărați, așa cum fiecare, sigur, de asta îl căuta, împovărați de necazuri, de ispite, de încercări, fie că atunci aveau să-l cunoască pentru prima dată. Deci simțeai căldura inimii la Părintele Domete. Scurt timp după ce a ajuns la mănăstirea Rămeț, Părintele Dometie a devenit un duhovnic vestit, căutat de multă lume. Spovedea zile în șir, până după miezul nopții. Pe nimeni nu lăsa să plece nealinat sau neajutat. Era foarte căutat de oameni, veneau la praznice, la sărbători mari, venea foarte multă lume la mănăstire și dânsul spovedea cât putea, toată noaptea și toată ziua. Era aspru cu el însuși și avea o disciplină, să zicem așa, ascetică, foarte severă, aspru cu sine, dar îngăduitor cu semenii săi. Eram laic în 1972 și la Sfântă Mărie Mică m-am dus la mănăstirea Rămeț. Atunci, pentru prima dată, am realizat câtă profunzime are. Și cred că nu greșesc dacă zic că a fost văzător cu Duhul. Când ați menat și eu pedagogii, nu era chiar așa cu biserica. Și văzându-mă, părintele, că eu, paralel cu liceu pedagogic, am făcut și cursul de turism, bine, și meream pe munți, așa unde era mai periculos, acum mă simt bine, mi-aduc aminte că într-o zi, ca învățător, jucam cam pe unde e biserica nouă în Rămeț, era un platou drept și eu jucam fotbal cu copiii în pauză. Că în chiliile mănăstirii a fost școală. Și deci părintele terminase Sfânta Liturghie, era îmbrăcat cu Sfintele Veșminte și oarecum gândit că, uite, două surori sunt în mănăstire și eu nu merg la biserică. Și-a luat curajul și zice către mine, dascăle, te rog, vină până aici. Eu am zis către copii, păi rămâneți și vă jucați când mai este un pic din pauză și eu vin imediat. Mergând spre părintele, eu, în gândul meu, ziceam că părinte mă cheam să dea un pahar de vin, că toți preoți au. Când am ajuns lângă dânsul, zice, hai să intrăm aici într-o cameră. Am intrat. Zice, acum pune-te în genunchi. M-a pus în genunchi. Zice, după mine, am mințit. Am înjurat. Și așa a fost primul care m-a spovedit. M-a aruncat în scăldătoare Părintele Domete. Asta a fost o mare lucrare făcută de Părintele cu mine. În urmă cu exact 50 de ani, cred că în luna iulie, august 1970, am venit pentru prima oară aici la Mănăstirea Rămeț, cu intenția de a-i cere binecuvântare Părintelui Dometie, de a mă duce la Facultatea de Teologie din Sibiu. Și am participat la Sfânta Liturghie la Biserica din sat. Iar după Sfânta Liturghie i-am spus intenția pentru care am venit. Mi-a zis să încenunchez, mi-a făcut o scurtă rugăciune, m-a spovedit scurt,
Și mi-a zis, da, îți dau binecuvântare să te duci la teologie. Și m-am bucurat pe acest cuvânt al părintelui și cu această binecuvântare am plecat, m-am înscris la teologia din Sibiu. Mi-a relatat o persoană foarte de încredere, foarte, nu pot să pun la îndoială cuvântul acestei persoane, mi-a relatat că avea remușcări pentru niște păcate pe care le săvârșise și, deși s-a spovedit de nenumărate ori și și-a plâns păcatele ani de zile, i-a spus într-o zi părintelui, ceea ce am înțeles că preoții aud mereu la spovedanie din partea penitentului, oricât de bun ar fi Dumnezeu, pe mine nu are cum să mă ierte pentru ce am făcut. Și atunci părintele Dometie i-a răspuns acestei persoane, soro dragă, de ani de zile îți plângi păcatul ăsta, te-ai spovedit de atâtea ori, acum te rog, uită de el. Dacă la judecata lui Hristos o să ai probleme cu acest păcat, eu îl iau de acum asupra mea, tu uită de el. Asta mi se pare un episod semnificativ, definitoriu pentru părintele Dometie Manolache de la Râmeț. Acela de a lua după modelul Mântuitorului păcatele celorlalți asupra lui. E mare lucru să înțelegi neputința omenească și să nu fii prea ușor înclinat să condamni, să judeci, să critici, înțelegi? Și să înțelegi neputința omului și să te apropii de el, că numai apropiindu-te de el îl poți ridica încetul cu încetul. Trebuie convins omul să facă un pas el însuși și omul se convinge când vede în duhovnică iubirea lui milostivă, iubirea lui părintească. Era îngăduitor, era de o înțelepciune și de o finețe și de o bunătate deosebită. Pe mine așa m-a câștigat. Așa m-a câștigat cu răbdarea lui și cu rugăciunea. Că de multe ori nu poți să-i spui la orice, dar dacă îl ai în rugăciune, îl poți în rugăciune, cu timpul lucrează Dumnezeu la sufletul omului. Era, avea îndrăzneală în rugăciune. Cuvântul părintelui era lucrător, pentru că el însuși era lucrător. Avea într-adevăr o inimă de părinte adevărat și duhovnic adevărat. Nu se juca cu vorbele sau nici nu speria pe cineva. Avea un cuvânt de balsam, de blândețe, de demnitate duhovnicească, nu numai așa la suprafață, de adâncă demnitate duhovnicească. Foarte cald, foarte dăruitor, foarte primitor, prea primitor chiar pentru condițiile de atunci. Hrănea pe toată lumea și el culca pe toată lumea unde el de multe ori în pod pe undeva ajungea și da, așa era părintele. Se simțea bine părintele când putea să, când da, avea și putea să se hrănească pe oameni. Și cu cuvântul lui Dumnezeu, cu predica sa și cu mâncare. Într-adevăr că nu întotdeauna era mâncarea, prisosea mâncarea și în așa fel făcea părintele, că mai puneam apă, o binecuvântam, ciorba era bună, oamenii erau mulțumiți și părintele împăcat. Vineau mulți oameni de prin Apuseni de aici și vineau oameni la biserică și pe acolo pețesc pe unde îi punea și săracul stătea și durnea pe un scaun, da, ca cum stau eu așa ea. Dumnezeu știe cum durnea, da, da locul la alții și pentru dinsul nu-și lăsa. Cea mai vizibilă trăsătură a părintelui Dometie era milostenia. Dădea tot ce avea. Și lucrul acesta îl făcea din iubire de oameni. A fost un exemplu viu de lepădare de sine și de dăruire pentru cei mulți, fiind alinarea celor săraci, sprijinul celor singuri și ajutătorul celor în necazuri. Duhovnic, cum a fost părintele Domete și călugăr, n-am întâlnit și cred că nici nu mai întâlnim. A fost un sfânt, un om al lui Dumnezeu, milostiv,
își dădea cămașa de pe el. Atât era de milosit. Toți săracii și aici când era în mănăstire sau când se ducea, știm cum venea lumea după el de pe toate coclaurile. Da, și le predica și îi ajuta și parcă îl văd, băga mâna în buzunar, niciun leu nu șoprea. Cereau și cereau, sau nu cereau, dar părinte, cum, că părinte cunoștea. Mă du-te și ia-ți o pită, mă du-te și ia la copii o pită. Foarte milostiv. Din calea afară, n-am întâlnit încă. Dacă vedea pe cineva că își rupte încălțamile, își desculța bocanțe și dădea, vedea pe cineva cu cămeașa ruptă, dezbrăca și i-o da. Așa era părintele Domitie. Nu ținea la nimic, dădea tot ce avea, până când și lucrurile personale. Nimic, la nimic nu ținea. A venit un om mai sărac și l-a văzut că era cu păpuși aproape de scurs, s-a descălțat, i-a dat păpucii. Singura pereche de pantofi care avea și dânsul. Ei, lasă, că ne descurcăm. Dacă avea o haină și vedea un sărac, se duce la colțul bisericii sau clădirii, se dezbrăca și îi le dădea. Și ciura maicile de multe ori, vai, iar o da părintele haine, că era pe timpul ăla greu. Îmi era drag când îl vedeam cu o dulamă pe care avea ruptă, avea niște sandale la fel de rupte, n-avea ciorapi. Când se ducea la București, în altul la Antonie, mai rafinat, mai altcumva. Se îngrijea întotdeauna să aibă și cămașă, să mai aibă tot ceea ce îi trebuie și ciorap și toate celelalte. Și zicea, măi, Steliane, măi, eu ce mă fac, măi, cu tine, măi? Și o să lasă-mă, că în fața lui Dumnezeu nu se caută asemenea lucruri. Era extrem de darnic. La un moment dat nu mai avea încălțăminte, nu mai avea, puteai să îi duci tot felul de lucruri. Mi-aduc aminte de o portocală pe care am ținut-o o lună de zile, să-i o duc părintelui. Și cu mare grijă i-am dăruit-o și n-a făcut trei pași, a dat-o unui băiețel de moț. Era un tată adevărat. Așa și când te vedea că erai copil și te slăi și tu să faci ce trebuie în mănăstire, că ai venit să te jerfești. O, păpate ar popa, mai încetuți, mă, tu ai mâncat, mă? Na, asta. Hai să-ți dau asta. Deci, pe oricine chema, un măr, dacă l-avea, orice avea, îți dădea. Deci simțeai dragostea aia părintească. Dânsul avea, ca în orice mănăstire, ca în orice comunitate, ca în orice familie, până la urmă, un loc de cinste, acolo ca și preot duhovnic, la o masă, în mijloc. Dacă afară mai veneau doi pelerini întârziați, să zic, sosiți de pe undeva, se ridica de la masă și îi punea în locul lui. Asta se întâmpla nu odată. Adică în locul cel mai de cinste îl punea pe omul acela, de multe ori foarte necăjit, venit de afară, înfrigurat, flămând, îl punea la masă chiar în locul cel mai de cinste. Ne venea câte un grup de oameni și noi poate că nu mai rămânea de-abia ce mâncam noi. Și venea părintele, hai să punem cui a venit, să le dăm, că așa e bine să fie, la toată lumea să nu plece nemâncat. Dar părinte, nu mai este puțin. Lasă soră, nu-ți face probleme. Dă o găleată de apă încoace, dă nu știu ce băgat. Le înmulțea, mânca lumea și mai rămânea și spunea, părinte, așa o mâncare bună, n-am mâncat, cum ați făcut-o, că nici noi nu știm să facem așa mâncare bună. Era binecuvântarea lui Dumnezeu. Erau la parohie și venise mai mulți credincioși. Câți o fi venit, dar au venit să ne credincioși. Și el n-a găsit la părintele acolo pentru că era singur. N-a găsit nimic de mâncare. Și a zis, părinte, ce să facem? Că nu găsim nimic la aici de mâncare. Ce să dăm noi la oamenii ăștia? Tot ce aveți dați. Dar ce să dăm? Mă, niște cartofi acolo. Dați, hierbeți toți cartofii, nu lăsați niciunul, tot ce dați. El a cârtit în gândul lor. Cum să dăm că numai ăștia are și cum să-i dăm și pe ăștia? Și totuși a făcut așa cum i-a spus. A fierb toți cartofii, a dat toți cartofii la toți oamenii și dimineața zice că a venit o căruță plină, plină cu de toate. Și atunci părintele l-a spus, vedeți maicilor, noi dacă nu avem, nu avem, când nu avem nădejde și credință destul în Dumnezeu. Trebuie să fim cu mai multă râvnă, cu mai multă credință și atunci Dumnezeu ne ocrotește și ne ajută. Nu ne lasă lipsiți cu nimic. Ce să spun, a fost mila Maicii Domnului cu noi.
N-a fost odată să rămânem săravi în ce pune pe masă. Cu ochii creștea mâncarea. Așa mulțea Dumnezeu mâncarea și cu fost momente și când nu aveam. Dar venea lumea cu dăsage, cu sace, cu căruțele, venea și ne aduceau alimente. Niciodată, ia că sunt din 52 plecată eu la mănăstire, n-a fost odată să vină și să n-avem ce pune pe masă. Dar dădeam mâncare la toată lumea. La toată lumea care intra pe poartă. Viața părintelui Dometie Manolache prezintă multe fapte și întâmplări de pateric. Sunt numeroase mărturii ale celor care l-au cunoscut, care vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu, săvârșită în chip minunat în viața acestui mare nevoitor. Eu când eram deja copil, mă bucuram de faptul că în celebra lucrare a părintelui Ioanichie Bălan, patericul românesc era și părintele Dometie. De pe atunci, între mari sfinți, adică de pe atunci cine avea urechi de auzit și ochi de văzut a sesizat că omul acesta e special și pe bună dreptate. Mi-aduc aminte, copil fiind, cum părintele Dometie trebuia să meargă la seminar la Buzău. S-a dus prin sat, prin târlele Filiului și a văzut la poarta unei case o fetiță plângând în genunchi. S-a apropiat de ea și a întrebat-o, de ce plângi tu, copilă? Și fata i-a spus, păi m-a trimis mama și tata la cooperativă să cumpăr niște lucruri și am pierdut banii și nu mai îndrăznesc să mă duc acasă. Părinte Dometie, când a auzit-o, a băgat mâna în buzunar, a scos banii pe care îi deduse tata și mama ca să-i aibă pentru tren, trebuia să plece la seminar la Buzău și i-a dat fetiței. Iar părintele a mers, n-a îndrăznit să-i spună tatălui meu ce a făcut și a mers la Buzău între două vagoane, între marfar, pentru că nu mai avea bani de drum. Înainte de a ajunge la Rămeț, părintele Dometie a fost trimis la Afteia. Într-o bună zi, când era lume multă, cineva i-a spus, părinte, grăbește-te să fugi, că securitatea te caută. Și părintele, când a aflat, s-a dezbrăcat de sfintele veșminte și s-a strecurat prin mulțime să coboare, dacă a sosit la Afteia, trebuie să cobori în jos. Așa. Și în drumul dânsului de la biserică până ajunge să intre în pădure, maica mea era cu sora mea Maria, care acum o cheamă maica mine, și a fost acolo în mănăstire la Rămeț. Și deci maica mea, pe prunca Maria de câteva luni, îi schimba hainele că era toate pline de bube. Deci părintele fugind a zis, ce ai acolo, măi soro? Și ea, maică mi-a zis, părinte, ajută-ne, am o copilă plină de bube. Domnul s-o binecuvinteze, a zis și a binecuvântat-o. S-a strecurat părintele și după s-a gătat acest dialog, oamenii s-au împrăștiat și mergând pe casă, un loc, stând maica să vadă ce mai e cu copila, nu mai avea nicio bubă. Părintele Domete era un om simplu, dar de o curățenie și de o evlavie și la Înaltul Antone dormea și eu am dormit tot acolo. Și părintele, sigur, în cămăruța unde dormea, o luat o pătură parcă o luat și și-o pus serveta la cap și nu știu cu ce s-o coperit. Și Antone când s-o dus, o să meargă la baie, sunt pe deca de el și am căzut. Și părintele, cum era micuț așa,
I-a zis, zice, vai, domnete, nu m-am gândit că îmi faci ora ca asta, asta e pentru bine toată viața o lecție. Înainte de a veni la mănăstire, veneam și odată nu am avut unde să dormim și am venit cu o credincioasă din Sebeș și una din maicile bătrâne zice, haide că vă duc ușor, ușor și vă pun în pod să dormiți, că n-am unde să vă mai duc să dormiți. Bine, ne-a dus acolo în pod. Și pe jos era plin, plin de oameni, și pe sălică, și în paraclis, că biserica nouă nu aveam. Și prin camere câte aveam, totul era plin de oameni. Și părintele, pentru că n-a avut unde să doarmă, cumva venise peste noapte în gura podului și a stat acolo pe trepți în gura podului. El s-a odihnit o oră, două, ca să-și găsească puțină odihnă. Așa jertfă multă făcea părintele. Dar cu toate astea nu-i lipsea biserica, nu-i lipsea Sfânta Liturghie. Când a făcut doctoratul, începea Sfânta Liturghie la ora 3 și la ora 5 pleca cu autobusul spre București. Cei care au vizitat mănăstirea știu că acolo unde se află astăzi stăreția, atunci era trapez, acolo se lua masa. Toți oamenii care veneau la mănăstire, întotdeauna toți erau invitați la masă, fără excepție. Maice, nu știu cum reușeau, dar pregăteau pentru absolut toți întotdeauna o masă caldă și foarte gustoasă, cum se știe, la mănăstire. Și într-o zi, părintele s-a ridicat brusc. Era exclus să fie auzit ceva, pentru că valea e la o anumită distanță. O bătrânică căzuse de pe punte, se trecea între Tăiuș și Mănăstirea Râmeț, nu știu, de 17 ori treceai puntea, era o cărare și un drum anevoios. Și o bătrânică, venind la mănăstire, era seară, era deja întuneric afară, a alunecat de pe o punte, era un brad căzut peste, și puțin prelucrat, dar o punte absolut îngustă, a căzut în apă și se neca acolo, pentru că era foarte frig. Părintele, la un moment dat, a ieșit, n-a spus nimănui, nici nu mai era timp de spus ceva, a scos-o pe bătrânică și a adus-o plină de apă și le-a spus, era pe punctul de a se înneca în vale. Deci era un om care știa ce se întâmplă. Părintele Dometie a dat totul, s-a dat pe sine însuși, o filantropie care a mers până la jertfa de sine. Este și el un filantrop, un iubitor, deci, un iubitor de străini, un iubitor de oameni, un iubitor care, încă o dată, își dă viața pentru semenii săi, își pune viața pentru semenii, cum a zis Mântuitorul. Că nimeni n-are iubire mai mare ca aceea de a-și pune viața pentru semenii săi. Păi asta este filantropia absolută, să zicem așa. Pe toată lumea care venea în mănăstire și îl căutau de altfel pe Părintele Dumete, își făcea timp pentru dânsii, să-i sfătuiască, să-i povățuiască. Nici nu trebuia să spună omul despre ce și probleme are, că părintele îi le spunea rezolvarea lor dinainte. Dânsul a avut de la armată, de la Sibiu, era generalul în care erau căsătoriți de vreo 12 ani și nu aveau copii. Și suferea foarte mult din privința asta. Și a ajuns la dânsul și a zis, uite, părinte, avem tot ce ne trebuie. Nu ne lipsește nimic, dar suntem necăjiți când avem copii. Măi, vreți să aveți copii? Mă ascultați? Dacă ascultați sfatul meu, la anul veți veni și eu voi boteza aici copiii. Și așa au și făcut. Le-au dat post, rugăciune, să facă fapte bune, să meargă la biserică, să se spovedească. De fapt, eu luam părintele ca duhovnic. Și la anul o veni și o boteza primul copil. După 2-3 ani, deci pe rând a avut vreo 3 copii sau 4. Altă minune a făcut-o cu maică mea. Odată întâlnise cu părintele tocmai la izvorul Sfântului Ghelase și părinte Dumnezeu, a venit iară, am piciorul umflat, mă mir că pot să umblu cu el. Și părintele a luat apă din izvorul Sfântului Ghelase în cană și a zis, ia și bea, în numele Preasfintei Treimi. Și când vei să zici în numele Tatălui și-o înghițit odată și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când la treia înghițătură a luat-o și a rostit rugăciunea aceasta, a simțit un fior prin piciorul ei și s-a simțit deslegată de această boală. A putut să meargă ca și când niciodată nu a mai fost.
Părintele Dometie a trecut la Domnul Fulgerător, la doar 51 de ani, într-o zi de duminică, 6 iulie 1975, arătând tuturor un ultim gest de jertfelnicie. Părintele, cu 9 luni înainte de a trece la Domnul, a fost operat la coardele vocale, a avut hernie la coardele vocale, operat la Spitalul Militar de domnul doctor Rusu, parcă-l chema, la Sibiu. Și n-avea voie să cânte, n-avea voie să ridice. Ori toate lucrurile astea nu le putea respecta. Dânsul cânta în biserică, dacă trebuia să ridice, ridica, dacă trebuia să meargă cu muncitorii, mergea cu muncitorii. Când am făcut clădirea de sus, nu aveam curent acolo, nu aveam nici aici curent, că și curentul l-am băgat parcă prin 73. N-avea curent și tot mortarul făcea cu maicile cu mâna, mergeau cu schimbul și făcea mortarul. Și părintele ajuta cu muncitorii să care gălețele sus. Deci pentru dânsul a făcut foarte mult efort. Dacă trebuia să meargă să se facă la lemne, mergea la lemne, dacă trebuia, oriunde era tot prezent, tot timpul era tot prezent în toate astea. Și cred că efortul ăsta nu i-a făcut foarte bine. O lună înainte ne spunea obștii, toată lumea trebuie să doarmă. La ora 9 se face stângerea, ceea ce la noi până atunci nu se pomenea problema asta. Nu trebuie stângerea, că vine moment când trebuie să rezistați. Deci dânsul știa ce se întâmplă. Chiar duminica, că a fost inundații și duminica de dimineață, s-a sculat tare de dimineață, a făcut oculul la toată mănăstirea, după care am intrat la liturghie. După liturghie zice, eu, care sunteți la masă, nu-i numic, ar mergeți cu mine, că noi n-avem alimentul rămas 8 km mai în jos de mănăstire la Giuagiu și trebuia să le aducem cu spatele. Și ne-a luat, ne-a dus pe drum, numai ne-a povățuit. Ne-a sfătuit să fiți cu mine, să ascultați, să vă rugați. La întoarcere, la fiecare ne-a pus povara cât știa că putem duce. La un moment dat, când am ajuns într-o poieniță, foarte frumoasă poienița aceea, ziceai că sunt niște scări. Și acum să-i așteptăm pe toți să vină. Părintele Valer, care este la Vințul de Jos, era la seminar. Și dânsul atunci avea un aparat de fotografiat. Și ne-a făcut ultima poză a părintelui. Pe drum cu maicile, când urmea, zice că o lua coșul cel mai greu cu roșii și îl punea aici. Și maicele cu dăsăși, cu străiți, cu toate fiecare cât putea, mai luau înainte, că nu era greu tot pe marginea pădurii să meargă, că era o potecă. Aproape de mănăstire la parohie, cum era în dreptul parohie, acolo a căzut caleșina, de fapt a făcut infarct și a murit acolo. Eu cred că părintele n-a ținut deloc la el însuși, nu s-a cruțat, cum zice vorba din popor, pe el însuși. El s-a jertfit, a fost prezent acolo unde era nevoie de prezența lui. A socotit că este nevoie să fie unde este mai greu. S-a jertfit, a murit la datorie ca soldat pe front, astfel de la datorie, înțelegeți, da. Și asta e marea lui jertfă și meritul, fără îndoială, pentru asta el este cu adevărat un sfânt al nostru. De tânăr a plecat. În scurt timp a câștigat veșnicia prin jertfa lui, prin misiunea care a făcut-o cu vârșul de sat. Eu cred că se bucură acolo în cer, cu sfință. Știți dumneavoastră, și când a murit, a avut o cămașă pe dânsul și știu că n-avea încălțăminte. Și eu mă potriveam cu dânsul la picior și știu că i-am dat niște sandale și cu alea l-am mormântat. Atunci când la mormântare au venit maicele să-i găsească o cămașă să-l îmbrace, nu au găsit. Uneori își da și cămașa de pe el. Când veneau anumiți săraci pe la mănăstire, vă dați seama? Deci el nu se juca cu viața duhovnicească. Eu să mă credeți. Și eu nu l-am văzut pe părințele Dometie ca cum văd pe un om obișnuit de hiștele alți oameni. Eu l-am văzut ca pe un sfânt. Pe mine poate că cel mai mult m-a impresionat întâlnirea Maicii Ierusalima după moartea părintelui Dometie cu
astăzi e canonizat, e Sfântul Porfirie din Grecia. Părintele Porfirie era deja pe moarte, maica avea niște probleme, era prigonită și vrea să plece din mănăstire. Se întâmpla în 89 și s-a dus să-i ceară sfatul părintelui Porfirie. Când a ajuns acolo, era o mare de oameni care sperau să-l mai vadă. Nu mai primea pe nimeni, dar le-a cerut maicilor care îl îngrijeau să iasă la fereastră și să o cheme pe maica venită din România. Nu anunțase asta, nu trimise înainte scrisori, nu telefonase. A venit maica Ierusalima și părintele i-a spus o mulțime de lucruri și maica a văzut că acest om e un om văzător cu Duhul, e un om sfânt. Relatează foarte frumos maica, zicea, stăteam în genunchi lângă patul părintelui Porfirie și am făcut în jurul meu un lac, o baltă de lacrimi, plângeam de bucurie că am întâlnit un om care chiar știe ce vorbește. Și la un moment dat părintele Porfirie îi spune, există în împărăția lui Dumnezeu doi sfinți, nu-i anumit, doi sfinți care se roagă pentru voi neîncetat, de aceea voi sunteți ajutați de Dumnezeu, că sunt doi oameni care se roagă pentru voi tot timpul, doi oameni sfinți. Și nu i-a numit, dar sigur maica se gândea la Sfântul Ghelasie, la Râmeț și la părintele Dometie. Alesul lui Dumnezeu, maica. Eu și acum, eu nu-l simt că e mort. Mănăstirea asta e condusă de cei care plecau, să știți. Părintele Arhimandrit Dometie Manolache a fost darul lui Dumnezeu pentru credincioșii ardeleni și nu numai. A rămas în conștiința celor mulți ca un duhovnic neînfricat, care prin activitatea sa de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu i-a întărit în credință pe români în vremuri tulburi, de prigoana atee. Părintele Dometie a fost un înnoitor al monahismului feminin din Ardeal. 11 așezăminte monahale din țară și 4 din afara granițelor țării, avându-l ca părinte duhovnicesc, fiind întemeiate de ucenice directe sau indirecte ale sale. Dar cea mai importantă lucrare a părintelui, care i-a sfințit viața, a fost iubirea. Iubirea sa fără de margini, dragostea milostivă și dezinteresată, dusă până la jertfa de sine –